O româncă de 37 de ani stabilită în Austria este autoarea unei crime oribile. O altă femeie și fiul ei, în vârstă de 5 ani, au fost omorâți cu sânge rece. Victima, o mamă româncă în vârstă de 43 de ani și fiul ei, au fost călcați cu mașina intenționat. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit tragicului accident petrecut într-un oraș din sudul Austriei. Cele două femei implicate în incident se cunoșteau. Tragicul eveniment a avut loc la ora 16:33 pe un drum liniștit, fără trafic și cu limită de viteză de 30 de km pe oră. Potrivit Digi24, polițiștii au plecat imediat în urmărirea mașinii care provocase accidentul, pe care au descoperit-o la aproximativ 500 de metri de locul impactului, la marginea unei păduri. La volanul mașinii nu era nimeni, însă au fost lăsate urme de sânge pe zăpadă care i-au condus pe polițiști la românca de 37 de ani. Aceasta era grav rănită, însă nu în urma accidentului, avea mai multe tăieturi de cuțit pe care cel mai probabil și le-a produs singură. Punând cap la cap toate datele, anchetatorii au ajuns la concluzia șocantă că cele două femei se cunoșteau, că românca fusese amanta soțului femei ucise. Se pare că bărbatul le părăsise pe amândouă. Având în vedere aceste informații, precum și dinamica evenimentelor, anchetatorii au deschis dosar de crimă. Procurorul, cel care conduce ancheta, a declarat pentru sursa citată: "Nu putem confirma sau infirma în acest moment că femeile s-au întâlnit înainte de accident, dar legătura dintre ele a fost un motiv suficient pentru ca biroul de poliție criminală din Carintia să preia ancheta. Locul accidentului este acum considerat locul crimei și se caută martori."